Salut și bine ați venit la un nou videoclip cu Minsk Metro Simulator și o să trăiască să dau sunorul. E suficient de tare. În acest videoclip o să facem ceva mult mai interesant decât am făcut până acum. Deci, dacă nu v-ați abonat, dar încă nu știu ce mai așteptați. Pierdeți o grămadă de content super interesant. Și fără prea multă vorbă, haideți să vă arăt ce vă promisesem de mult, și anume pe versiunea asta hackuită pentru că trenul ăsta e pe bani, M110, viteză maximă 90 la oră, puterea motoarelor 4x150 kW, capacitate 360, greutate 36 de tone, deci asta e la fel de greu ca un IVA. Bun, așa, nu, select, așa, și să luăm linia asta albă, Zelenoluzhskaya, și aici poți să pleci de la oricare din terminale, la fel ca și pe cealaltă linii. O să vă pun și datele tehnice în descriere, bineînțeles dacă are așa ceva. Și mai este un loc, 67, ăsta se cam repetă foarte mult cifrele la el. Are din asta manșă și linia e foarte scurtă. Și nici nu prea face gălăgie. E foarte silențios. Da, deci o să vă pun în descriere. Minsk Metro, metro din Minsk, chiar are ușă antisinucid, dacă nu mă credeți. Mi-a ieșit. Deci sunt super enervante ușile astea anti-sinucid. Mai ales că nu poți anti-suicide. Mai ales că nu poți să dai cu spatele în jocul ăsta. Deci eu sper nașpa. Da, pe bune, așa în realitate. Căutați să vedeți. Anunțurile sunt 100% ca în realitate. Deci eu trebuie să stau ca asta să-și dea tot anunțul până când face blim. Și chestia aia, da, o face la finalul anunțului, nu la început. Nu mă întrebați care e faza. Acum ar fi trebuit să închid ușile. Deci da, logică. Dar o să vedeți ce logic o să fie mai acolo. Și tunelul e mai așa, că vezi, doamne, linie nouă. Da, și de ce s-a enervat ăsta și a început să țipe, că eu am 80 la oră. A, atinsesem deja 80 la oră, am înțeles. Îmi cer scuze dacă mai trag nasul, dar mai am așa un pic o... Din cauza lipsei de căldură, pentru că trăiască domnul primar, de bun ce e. Da, azi au deschis linia aia de tramvai la AFI. Troleul 90, să știți că încă circulă deviat, dacă vă interesează. 69 și 93 circulă pe la AFI. Hai să-i
Numai 96 circulă pe la Academia Militară, 1-10-11 le-a dat drumul, 8-ul a fost desființat, la fel și 35-ul. Da, și așa face. Ușa asta la peron se deschide după ce deschid eu ușa și se închide după ce închid eu ușa. Și trenul ăsta are doar două camere. Da, și acesta este lucrul de care vă ziceam. Deci e foarte multă diferență între lumina aprinsă și lumina stinsă. Mamă, ce limită de viteză de tot acum. Mama scârții, nu pot să cred. Deci se pare că și pe linia asta scârție. Numai linia albastră are cel mai puțin scârțit. E posibil că de Crăciun să facem pe linia roșie videoclip. O să caut dacă vă găsesc, o să vă pun și un videoclip cu evoluția metroului din Minsk. Ia să văd și aici cum am oprit. Hai mă că mi iese, mă. Hai că mi iese și următoarea e ultima stație. Da. Și putem ieși pe partea asta, altă. Cred că putem să mergem și pe lângă tren. Stați așa să vedem. Nu. Da, știu că se putea merge pe lângă terenul, cum are și ăsta burduf la mijloc. Stai cum mai vreme, așa. Da, putem merge și pe aici. Nu, se pare că între primele uși nu se poate merge, dar pe noi nu ne interesează. Iubirina ea, bla bla bla. Cine știe ce mai însemna și denumirea stației este. Da, mă, deci Minsk, metroul din Minsk are uși anti-suicide. Avem și noi. A, stai, e una singură și se află la Bricei. Și ghiși ce? Aici nu scăpse. Mai e și faptul că nici nu oprește cum trebuie metroul ăla, ea. Și uite așa am ajuns și la ultima stație. Are doar 4 stații chestia asta, eu și mi-aduc aminte.
pe liniile alea alte zicea, nu vă lăsați, vă rugăm, părăsiți trenul, vă rugăm, nu vă lăsați bunurile personale în tren, înapoi, în urma dumneavoastră. Aici spune ultima stație din liniile, vă rugăm să coborâți, vă rugăm să vă luați toate obiectele cu dumneavoastră. Același lucru, înseamnă de altă modalitate, de a o spune. Ei, ce pot să zic? Burduful e destul de bun. Când țipă a doua oară, atunci trebuie să oprim. Hai că aici. Da, și cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Linia asta nu recomand să vă jucați pe ea că nu faceți bani. Oricum, linia asta trebuie să iei metrou ăsta, deci trebuie să bagi bani în joc sau să iei versiunea cu hack. Nu știu dacă mai găsesc de unde l-am luat eu, așa că nu vă faceți speranțe să aveți versiunea hackuită în descriere, site-ul de unde să o descărcați. Nu știu, dacă îl găsesc, vi-l dau. Dacă nu, aia e, mergi mai prost. Aveți grijă de voi, ne vedem lunea viitoare.